plumbă. Foarte, foarte rar, foarte rar, Serviciul Român de Informații, salutăm cu tot respectul, nu? Păi dacă pe ei nu-i respectăm, formă ne respectă ei pe noi. Deci, Serviciul Român de Informații zice așa astăzi, o zi specială, o zi specială, 24 februarie, o zi specială. Negarea este inutilă. Corect, tată, corect, degeaba negați. Este inutil. Azi este Dragobetele. Azi este sărbătoarea iubirii. Azi este Dragobetele care sărută fetele. Azi este o minunăție de sărbătoare gătuită, intoxicată în ultimii ani. Bine, și noi, populația, că dacă eram popor, nu ne intoxica. De Sfântul Valentin. Intoxicată de acel import absolut de neînțeles pentru un popor care, dinainte de a exista Statele Unite ale Americii, au vreo 200 și ceva de anișori cu totul. Noi aveam Dragobetele. Numai că noi n-avem conștiința de sine și de neam ca să-l păstrăm pe Dragobete negătuit la marginea șanțului de Sfântul Valentin. Dar Sfântul Valentin săracu n-are nicio vină. Eu vorbesc de Valentine's Day. Prosteala aia puternic comercială și total străină de filonul românesc adevărat. Dar cum generația actuală n-are nicio treabă, n-are nicio treabă. Păi dar nu-i mai mișto, mă, cu Halloween-ul și cu Sfântul Valentinul? Dă-l și anume, Doamne iartă-mă pe Dragobete, cine e ăsta? Am văzut un sondaj de opinie de ăsta, Vox Pop se numește. Pe străzi, să vedeți ce răspunsuri. Doamne, la limita imbecilului, totul e la limita imbecilului. Doamne, unii au spus că e ziua Unirii azi. Unii, tineri, când vă spun că suntem o nație care pregătim analfabet funcțional, să supără lumea pe noi. Deci, mulțumim foarte mult acestui mesaj. Foarte tâlcuit. Uitați, m-am uitat la această chestie. Fluturi. Dă-mă mare pe tot ecranul. Fluturi. În zona precocigiană a coloanei vertebrale. Dacă ridicați un pic, se văd fluturi. Sau dacă scoateți grafica. Fluturi. Emblema Serviciului Român de Informații și negarea este inutilă. Oameni buni. Eu m-am gândit că ar putea fi un simbol al Dragobetelui atât de stilizat încât să ne gândim când vom ajunge cu adevărat piele și os de Dragobete. Dar poate nu la asta s-a referit în înțelepciunea lui Sereiu. Salut, Silviu! Alo? M-aude? Bună să vă fie inima! Long time no see, my friend! Long time no see! Băi, frate, ce bine arăți! Silviu Prigoană, mare nevoie... Din ce în ce mai bine! M-a întrebat producătorul emisiunii, Tudore, ce să-i trec domnului Prigoană de dedesubt? Bă, trece-i brandul, Silviu Prigoană, punct. Nici om de afaceri, nici pur. El este brand. Știi că nu avem voie să facem reclamă. Noi facem reclamă și mi-asum în fața cineva. Eu un brand, se cheamă Silviu Prigoană. Acum, există varianta următoare. Să dau filmulețul ăla foarte, foarte tare pe care l-am pregătit. Am un film cu Silviu Prigoană, genial filmul. E normal că emitentul e genial. Sau să-l reluăm noi într-o variantă upgradată, filmulețul, în direct la B1. Zi pe bune cât ai pensie. Ia zi cât ai pensie, ca să luăm filmulețul. Cât ai, mă, pensie, mă, Silvică? Contributivitate. Mai zi o dată. 32.000 de lei pe lună pensie de contributivitate. Țineți minte! 32.000 de lei, doar din contribuție, a dat bani la stat. Mai departe. Atât că mi s-a tăiat. Aoleu, că a promulgat-o azi președintele, ți-a luat banii de pensie specială. Aoleu, ți-a luat președintele banii de pensie specială. Foarte tare. Bă, mergem un pic la domnul Orban și mă întorc la tine, Silviule, stai un pic. Privitoare la dezbaterea legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat. Sigur, decizia pe care am luat-o la nivelul coaliției este cunoscută deja la nivel parlamentar. Vom susține atât proiectul de lege al bugetului de stat, cât și proiectul de lege al bugetului asigurărilor sociale de stat în forma în care au fost adoptate de guvern, fără a susține amendamente. Ce vă spun?
Am stabilit conducerea comisiilor, cine să asigure comisiile, conducerea comisiilor pentru ziua de mâine, comisiile avizatoare, toate celelalte comisii permanente, altele decât comisiile reunite de buget finanțe, care să fie procedura. Avem și un termen destul de strâns în care comisiile vor trebui să acorde avizele astfel încât să fie transmise către comisiile reunite de buget finanțe până la ora 16 pentru a putea permite începerea dezbaterii pe articole. Evident, am stabilit modul de lucru în cadrul comisiilor reunite de buget finanțe care vor întocmi rapoartele pe cele două proiecte de lege și modul de organizare în plen. Ce veți face în privința amendamentelor, miilor de amendamente depuse de socialdemocrați? Așteptăm să vedem amendamentele. Sigur, ele vor urma procedura parlamentară. Vă așteptați ca toți miniștrii, sau mă rog, ați discutat în coaliție, ca toți miniștrii să fie prezenți inclusiv la ședințele comisiilor avizatoare? Normal că le-am transmis această solicitare ca miniștrii să fie prezenți la comisiile avizatoare. Domnule președinte, conducerea Parlamentului, a Camerei Deputaților, a decis să-i testeze pe parlamentarii care merg la comisiile de buget finanțe, inclusiv pe miniștri, inclusiv pe cei participanți, inclusiv pe cei care sunt vaccinați deja. Cum a fost luată această decizie? De la recomandarea cui a venit? Ca o măsură de precauție suplimentară din cauza faptului că, spre deosebire de celelalte comisii permanente, unde am permis ca aceste comisii să se organizeze în sistem mixt, adică și cu prezență fizică și cu prezență online, la comisiile reunite de buget finanțe am stabilit că prezența este fizică. Este necesară prezența fizică și ca o măsură suplimentară de precauție am dat posibilitatea testării prin test rapid a tuturor participanților la dezbaterile și adoptarea. Cine face testarea și cine plătește testele? Cel mai probabil o să fie plătite din bugetul Camerei Deputaților. Care va fi procedura dacă o persoană va fi testată pozitiv? Va trebui înlocuită. Va trebui înlocuită. Aici avem reglementări legale în vigoare care stabilesc ce se întâmplă cu o persoană. A fost o discuție la un moment dat legată de faptul că aceste centre de testare pot fi organizate doar cu avizul DSP în anumite condiții. Aici ați obținut avize? Îmi puneți astfel de întrebări, întrebați secretarul general al Camerei sau secretarul general al Senatului. Știm că acest buget vine și cu niște puncte de atins, niște ținte de atins pentru miniștri. Vorbim de execuția bugetară care va fi verificată la 6 luni. Deja premierul a anunțat că dacă nu vor fi îndeplinite aceste ținte, ar putea exista schimbări în guvern. Cum se vor face aceste schimbări? Că vă interesează acest subiect, citiți Constituția și știți foarte bine care e procedura. Pe de altă parte, procedura de mandatul unui ministru încetează prin demisie, prin, Doamne ferește, decis sau prin demitere. Demiterea se face la propunerea premierului prin decizia președintelui. Pe de altă parte, să nu uităm declarația făcută de domnul vicepremier Dan Barna, care spunea că premierul nu ar putea să ia decizia unei remanieri în cazul unui ministru care vine din partea USR Plus. Noi ne dorim ca toți miniștrii să aibă performanță, să nu fie necesară remanierea niciunui ministru. Situația celor doi președinți de Consilii Județene de la Neamț și Călăraș, poate, cu trimiși în judecată pentru fapte de corupție, totuși atâtea probleme. Ce va decide partidul în situația lor? Nu, o decizie legată de ce subiect. Adică ar putea să fie trecut... Când vom lua o decizie, o vom anunța public. Dar aș prefera să mă întrebați pe subiectul în cauză, și anume dezbaterea bugetului. Mai am o întrebare legată de miniștri, dacă îmi permiteți. Sau mai mulți dintre ei și-au delegat o serie de atribuții, inclusiv dreptul de semnătură pe anumite domenii importante. Este o procedură firească sau preferă cumva să dea mai multă responsabilitate secretarilor de stat? Acum, delegarea de atribuții către secretar de stat este o procedură legală.
și o procedură care a fost folosită de-a lungul timpului. Mă normal, ministrul deleagă competențe către secretarii de stat și poate să delege inclusiv dreptul de semnătură în domeniile de competență care sunt acordate secretarilor de stat. E chiar o procedură folosită, o modalitate de management, să spun management democratic, management care oferă delegare, că până la urmă și secretarii de stat, dacă semnează ei, ei trebuie să semneze în conformitate cu programul de guvernare, cu strategia din domeniul respectiv, cu toate planurile de acțiune din domeniul respectiv. Sigur, aici, întotdeauna, ministrul trebuie să-și păstreze o parte importantă. Și eu am fost ministru și am delegat atribuții. Mi-am păstrat partea de, să spun, de acte normative, partea de tratate, acorduri internaționale și alte domenii pe care le-am considerat importante și de interes strategic. Fiecare ministru, la urma urmei, decide. Sigur că sunt unii care pot să-și delege și toate atribuțiile. Până la urmă nu e. Sunt unii care delegă atribuții și către secretarul general. Sunt și primari care delegă atribuții integrați și până la urmă ajung să nu mai semneze. Asta nu e corect ca un ministru chiar să nu semneze și aici e și o chestiune de responsabilitate. Chiar dacă un ministru nu semnează, el, un act, el nu este derobat de răspundere. Socialdemocrații au depus ieri amendamente la legea bugetului și îi îndemnau pe parlamentarii liberali să voteze aceste amendamente, să fie de acord cu el, cam la fel cum s-a întâmplat în 2019 cu amendamentul liberalilor privind majorarea alocațiilor, la care au votat și socialdemocrații. Acum s-ar fi inversat și ei au depus aceste amendamente privind majorarea alocației și vor să voteze parlamentarii liberali. Vor susține liberalii creșterea alocațiilor? Știți foarte bine poziția noastră pe care am prezentat-o. Încă din momentul în care PSD a impus o nouă dublare a alocațiilor după dublarea alocațiilor din 2019. Aici readuc aminte că din 2005 până astăzi, dublarea alocațiilor sau creșterea alocațiilor a fost decisă în special de Partidul Național Liberal și două creșteri ale alocațiilor pentru copii au fost impuse de Partidul Național Liberal din opoziție. Am spus că există un angajament al nostru de a dubla alocația conform legii adoptate în 2019 etapizat. Și de altfel a mai crescut anul ăsta cu încă 20%, o cincime din creșterea care fusese prevăzută de la data de 1 ianuarie. Astea sunt resursele de care dispunem. Noi trebuie să alcătuim un buget care ușor, ușor să revină spre echilibru, să reducem gradual deficitul bugetar astfel încât într-un termen rezonabil stabilit în negociere cu Comisia Europeană să revenim la un deficit de sub 3% din produsul intern brut și în toate deciziile care le legăm, le luăm privitor la cheltuieli, trebuie să ținem cont de acest obiectiv, pentru că obiectivul nostru este mai ales bugetul de pe anul ăsta, care este un buget după o gravă criză economică mondială determinată de pandemia venită de nicăieri, este un buget care trebuie să pună bazele reechilibrării și în același timp să pună bazele unei relansări economice cât mai rapide. Pentru că până la urmă numai dacă ai o creștere economică solidă, o creștere economică sustenabilă, care să fie bazată pe motoare de creștere sănătoase, poți să-ți permiți ulterior să crești veniturile populației, indiferent că e vorba de pensii, de alocații, de salarii în sectorul privat, în sectorul public sau de alte categorii de venituri. Venituri din drepturi de autor, venituri din dividende și așa mai departe. Când credeți că va fi bugetul adoptat în Parlament? Potrivit programului votat, marți ar trebui să votat, fie datul... Obiectivul nostru este ca marți să dăm votul final. Socialdemocrații sunt pregătiți să prelungească dezbaterile în cazul în care nu va fi acceptat niciun fel de amendament din partea lor. Sunt în opoziție și trebuie să înțeleagă că sunt în opoziție. Și sigur, noi nu tratăm opoziția așa cum a tratat PSD opoziția atunci când noi eram
în opoziție. Pe de altă parte, acest buget a fost construit cu foarte multe negocieri, negocieri la nivel european. Noi v-am explicat că România este intrată într-o procedură de deficit excesiv, în care noi trebuie să ținem cont de toate angajamentele pe care le avem la nivel european și este nevoie de cumpătare, de prudență, de foarte multă atenție în privința oricărei creșteri de cheltuieli, cu atât mai mult cu cât, repet, guvernul nostru, guvernul PNL, USR plus UDMR, a avut un angajament pe care îl respectă și prin această lege a bugetului de stat de a nu crește impozitele, taxele, contribuțiile, pentru că este necesar să menținem această fiscalitate stimulativă pentru a încuraja dezvoltarea economică, pentru a încuraja investițiile, pentru a lăsa cât mai mulți bani către investitori, către companii, către cetățeni, care să circule cât mai mult în economie. Vicepremierul Kelemen Hunor spunea că până la sfârșitul acestui an și în începutul anului viitor vor dispărea acele fonduri prime din buget, de la angajații din sporurile. Am mai discutat asupra acestui subiect. Ministerul Muncii și în general guvernul are ca obiectiv îmbunătățirea legii salarizării în sectorul public. Evident, în elaborarea proiectului de lege se face o analiză a tuturor acestor categorii de sporuri și alte tipuri de venituri și se va găsi o soluție justă, normală, prin care să fie într-adevăr recompensați acei angajați care au rezultate mai bune, care evident lucrează în niște condiții mai dificile, încercând să reducem alte categorii de venituri extra salariu care sunt acordate de multe ori fără să se respecte legea. Însă declarația era destul de clară. Până la sfârșitul anului vor dispărea toate sporurile, primele prevăzute în salariu și vor fi trecute în salariul de bază. Nu mă puneți pe mine să comentez. Când o să existe un proiect de lege care va fi supus dezbaterii publice, mă voi pronunța asupra acestui proiect. Domnule președinte, despre deputatul Cosma Ciuc, ați luat vreo decizie, a discutat cu el, a fost trimis în judecată. Nu am avut încă nicio discuție. Se autosuspendă partidul, ce se întâmplă? Cu siguranță va lua o decizie sau dacă nu vom lua noi o decizie legată de acest subiect. Da. Revenim, între timp ni s-a alăturat și domnul Surugiu. Salut, Iulică, a făcut efortul ca alături de mine și de Silviu Prigoană să vină și el, deși pe Skype fiind, o să-l vedem imediat, bagă-mi-l și mie aici undeva dacă tot vorbesc de el, a tras pe dreapta, iată-l, e la volan, de unde vii și unde te duci, străine? Are fața aia domn care nu mă aude. Dar de ce m-ar auzi? Iulică, mă auzi? Da, eu te aud. Hai, perfect, acum te auzim și noi și țara și domnul Prigoană. Prietene, tu conduci acum? Nu, am tras pe dreapta. Mă speriasem că am văzut că se mișcă tărăboanța aia cu tine și zic, bă, să vezi că face Skype de mers și ne amendează poliția rutieră și pe mine și pe tine. Nu, bine. Sunt regulamentar. Mă mut lângă Silviu, să-l vedem pe Silviu Acilișa. Mi-a atât de drag, nu l-am văzut de o vreme îndelungată și este foarte bizar să spun ce spun și credeți-mă că sunt om normal, am reacții normale, dacă mă înțelegeți ce spun, adică cu bărbații sunt doar prieten, dar arată mai bine ca data trecută când l-am văzut și l-am văzut acum vreo 2 ani și ceva. Cum e, mă, să ai, acum pe bune, Silvică, cum e să ai 32.000 de lei pensie? Pe bune, nesimțită pensie de altfel. E pensie pe contributivitate, domnul Bargu. Pensia mea e mică față de contributivitatea care am avut-o la bugetul de asigurări sociale. Eu am contribuit cu 60.000 de euro pe lună. 60.000 de euro pe lună timp de 15 ani. Foarte tare. Te rog frumos, Silviu, lăsând gluma deoparte, spune-mi două lucruri pe care vreau să le aud și de la tine și o să le aud și de la Iulică.
Bă, ce e de iubit în afară de femeie, în cazul nostru, că toți trei suntem bărbați, sau de bărbați, în cazul femeilor care se uită și pe care le salutăm cu tot dragul de Dragobete? Ce mai e de iubit în țara asta? Dar sincer, bine, și în afară de copii, că cine nu-și iubește copiii și copiii altora, ăla nu-i om. Ia zi, Silviule, că vreau după aia să-l aud și pe Iulică. Ce este, bă, de iubit în țara asta, având în vedere țara, populația, situația, bănuții și perspectiva? Păi, în primul rând, părinții și, pe urmă, copiii. Ținând cont că vrei să-ți iubești părinții, trebuie să pui la punct sistemul de sănătate. Ținând cont că-ți iubești copiii, trebuie să pui la punct educație. Foarte tare. Iulică? Singurul bun care îl dai copilului tău e educația. Repetă-mi întrebarea, te rog. Cum, ce zici? Repetă-mi întrebarea. Păi tu, în afară de Rodica și de copii, pe cine crezi că ar trebui să mai iubești în țara asta? Am luat-o pe scurtătură. Iubesc toți românii și România. Aoleo, ce politicianism ai dat. Bă, băiete, tu ai început să fii politician de ăsta de 2,30 lei. Răspunde, bă, sincer, lasă politicienii. Ce viitor au nepoții tăi, băi, Iuliane? Că nepoții lui Prigoană n-are sens să-l întreb, că știu ce viitor au. Și copiii lui, și nepoții lui, și nepoții nepoților lui în veacul vecilor știu ce viitor au. Nu-l întreb, că l-aș jigni. Dar la tine... Adică, de fapt, nici la tine n-a trebuit să întreb, că nici tu nu ești foarte sărac. Pe scurtătură, Tudore, dacă nu schimbăm politica în România, copiii noștri nu mai au viitor. Să știi că nici alu Silviu, cu toată dragostea, chiar dacă poate să le lase bani, nici ei nu o să mai aibă viitor în România, dacă nu schimbăm politicile. Silviule, vreau să faci și de la nivelul unui om care chiar știe cu adevărat și poate mai bine decât mine și decât Iulică la un loc, să faci așa o radiografie a ceea ce se întâmplă acum. Cu salariile, ca angajator, atenție, și angajator nu dă două familii sau dă cinci suflete, nu, angajator dă sute și mii de oameni la viața lui domnul Prigoană. Ca angajator, sporurile, salariile, pensiile și alocațiile în România de azi, având în vedere, Silviule, știi mai bine ca mine chiar, repet, că se discută bugetul țării pe 2021. Păi, ținând cont că ne costă întreținerea casei poporului 120 de milioane de euro pe an și am adus printr-un proiect de lege un investitor care să concesioneze casa poporului, prin concesionare să creau și 40.000 de locuri de muncă, cred că astăzi nu mai era o problemă cu pensiile, salariile, alocațiile și așa mai departe. Când despre întrebarea dumneavoastră cu sporurile, e logic că nu poate să fie sporul, pentru că salariul trebuie să fie pentru munca efectiv prestată. Și orice spor trebuie să fie inclus în munca pe care o prestează. Pentru că e inacceptabil să dai sporuri când omul vine să se angajeze, știe unde vine să se angajeze, știe care sunt condițiile, știe care e salariul. Punct. Când începi să-i dai tot felul de beneficii, există portițe deschise ca, mai ales la stat, unii să beneficieze de diverse sporuri. Nu înțeleg de ce trebuie să existe sporuri. Există salariu pentru munca prestată, punct. Ați auzit, tovarășul Surugiu, astăzi colegii dumneavoastră polițiști au fost față în față cu prietenii și colegii dumneavoastră jandarmi. Jandarmii i-au percheziționat pe polițiști în fața Palatului Cotroceni. Avem și imagini, o să le dăm imediat. Iulică, s-a ajuns într-o situație destul de delicată. Dacă reprezentanți, oameni care sunt purtători ai uniformei statului de drept, polițiști români, au ajuns să fie controlați conform legii de jandarmerie la perimetru, la gardul președintelui Republicii, asta e o situație delicată, cel puțin. Mi-aduce aminte de aia cu cașchetele aruncate în curte la Băsescu, ieși afară, javră ordinară. Din punctul meu de vedere, polițiștii au tot dreptul să facă manifestații și vom face și noi Sindicatul Național Agenților de Poliție, dar cu respectarea legii, adică 100 de oameni, că asta e situația. Vreau sau nu vreau, nu pot să nu respect legea. Deci și până acum, parcă ți-am mai spus, am reușit până acum să pierdem tichetele alea de vacanță de 1450. Da? Să vedem ce mai urmează, vorba ministrului Bode. Adică ce mai urmează? Ce poate să urmeze de vreme ce Prigoană, un om de afaceri de adevăratele, care în decursul ultimelor două decenii, jumătate, după știința mea, poate chiar mai mult, a făcut bani, a făcut trus de presă, a scris istorie în țara asta la capitolul contribuții la buget și n-am niciun interes. Nu mi-a dat una de un leu, nu i-am cerut una de un leu în viața mea. Suntem doar prieteni.
Dar, repet, Iulică, diferența între tine și Prigoană este diferența între eluia care pe meterezele cetății este plătit să apere cetatea și ăla care face banii cu care plătim străjerii cetății. Metaforic vorbind, am greșit, Iulică, am greșit, Silviule? Nu. Cum e? Silviu? N-ați greșit de niciun fel, așa e, contributivitatea cetățenilor din Câmpia Muncii întrețin tot sistemul de stat. Tot ce înseamnă parte de siguranță națională, siguranță personală, învățământ, sănătate, parlament, Iohannis, președinție, tot. Pentru că nu vine nimeni cu bani de acasă ca să-și întrețină instituția respectivă. E întreținută pe banii contribuabililor. Bun, Silviule, cum s-a ajuns la această ciocnire între două sisteme? Sistemul privat care produce și sistemul bugetar de care avem atâta nevoie, sănătate, apărare, ordine publică, educație, s-a ajuns la o coliziune majoră. Cum, în opinia ta? Și după aia vreau să aud și punctul de vedere al lui Iulică. Cum s-a ajuns aici? Din cauza politicienilor care au făcut tot felul de politici pentru voturi și au dezavantajat la un moment dat ce înseamnă investitorul privat. Au încercat să obțină voturi, au creat, de exemplu, la primăria capitalei companii ale primăriei ca să angajeze foarte mulți oameni foarte bine plătiți în ideea că o să avem foarte multe voturi și s-a demonstrat că nu are nicio legătură. Cum pe vremuri, de exemplu, să dădeau niște salarii imense pentru voturi, care PDL-ul și-a luat-o, n-a obținut cele mai multe voturi, pentru că nu, astea sunt bazele democrației, dacă vrei ca să ai un stat de drept democratic pus pe un făgaș normal. E o discrepanță imensă între ce înseamnă piața muncii la privat și piața muncii la stat. Lumea fuge de la privat la stat, pentru că la stat se stă și se plătește bine cu diverse sporuri. Iulică, același lucru vreau să comentezi și tu, dar din partea, din partea celor, din partea bugetarilor, hai ca să iau pe scurtătură, zi. Din punctul meu de vedere, deci există undeva o fractură în statul ăsta condus de politicieni ăștia foarte deștepți, indiferent de culoarea lor politică, pentru că ei nu pot să asigure un trai decent cetățenilor, da? Aici fiind în cauză polițiștii români, care și ei au dreptul la o viață decentă. Mai mult decât atât, până acum câte ani pe companiile private, au venit alții, să nu jignesc pe nimeni la putere, au dat salarii mari la stat și o bătălie acerbă acum de la privat, fiecare cetățean s-ar găsi un loc la stat. Serviciu stabil, bine plătit, muncă, NEMA, e bine. Da? Deci undeva s-a întâmplat o fractură. Care e soluția din punctul tău de vedere, Iulică? Dar înainte vreau să aud și punctul de vedere al lui Silviu. Care e soluția pentru două probleme care sunt majore și sunt suprapuse? Tensiunea socială gravă, Silviule, tensiunea socială gravă alimentată mediatic din plin. Sunt trusturi de presă și vorbesc cu unul care a făcut trust de presă și care știe exact ce înseamnă o posibilă comandă politică într-un trust de presă. Să apeși pe butoanele unor televiziuni. Câte televiziuni ai făcut, Silviule, în viața ta? 8. 8 televiziuni. 8 televiziuni a făcut. Credeți-mă, toate de succes. Sunt unii care au profitat de succesul marca Prigoană și acum uită de unde au pornit în business-ul lor media. Te întreb așa, Silviule. Cum se pot rezolva, care e soluția în opinia ta pentru cele două probleme suprapuse? Tensiunea uriașă alimentată mediatic, tensiunea socială și groapa energetică a lipsei de bani, o lipsă cronică de la bugetul statului. Asta e o decizie politică. Politicienii trebuie să așeze la masă și să ajusteze în așa fel valoarea muncii în funcție de munca prestată. Nu spune nimeni că un polițist nu are, o viață grea și că nu are, misiunile pe care le face tot felul de
momente în viață în care i-a pus să faci viața în pericol. Dar același lucru se poate întâmpla și cu un șofer de păgunăieră și cu un miner. Adică munca nimănui la un moment dat nu e foarte simplă. Nici un militar care pleacă în Afganistan nu e viața lui ușoară, știind că trece glonțul pe lângă ureche. Eu cred că politicienii pot rezolva problema asta și foarte simplu. Nu e absolut nimic complicat. Există niște normative internaționale unde se știe exact valoarea muncii pentru fiecare ramură activității în care ne desfășurăm activitatea. Nu poți ca să dai spor de noapte pentru că cineva lucrează noaptea. Pentru că lucrând între schimburi lucrează și ziua și noaptea. Și atunci știm care e programul de muncă, ăsta e salarul și știi care e programul, știi unde te prezinți. Nu poți ca să ceri sporul pentru ceva. Deci, soluția, Silvire, înainte să merg la Iulică, te întreb așa, există în opinia ta o soluție? Și iau o scurtătură, fă-o concentrată, că ești în stare să fii gazetar mare, să rezolvăm problema locului de muncă, acela care produce bani pentru buget, și să detenționăm, să nu mai, că dacă scoatem când dă colțul ierbii lumea în stradă, s-a terminat. Degeaba ne vin bani de la Bruxelles, degeaba s-a terminat. Există sau nu există soluția asta, după părerea ta? Soluția e la Ministerul Muncii, care Ministerul Muncii trebuie să facă... Eu am fost coleg de comisie la muncă și protecție socială în Parlamentul României cu actualul președinte al Camerei Deputaților, cu domnul Ludovic Orban. Dânsul știe ce trebuie făcut și știe cum să aranjeze lucrurile. Dar tu nu poți ca să fii corect atâta timp cât polițiștii ăia care săraci lucrează noaptea sunt pensionați la 20 de ani de activitate. Și alții sunt pensionați după 35-40 de ani de activitate. Deci devin lucrurile incorrecte. Și bineînțeles că lumea va fugi unde se pensionează mai repede. Că nu-i foarte complicat să mergi să lucrezi în poliție decât să lucrezi în mină. Sau sunt la fel de periculoase și complicate lucrurile. Diferite că lucrezi mult mai mult și fizic în mină decât să lucrezi ca polițist. Da, Iuliane, ai auzit... cineva de la poliție. Da, Iulica, stai puțin, ai auzit punctul de vedere al domnului Prigoană? Cum ți se pare? Cam nu. Dar bănuiesc că dacă ar exista voință politică, dialog de la domnii ăștia politicieni care au mințit în campanie, au zis una și au făcut alta, eu cred că și dacă ar găsi soluțiile cele mai bune, eu cred că și oamenii ar înțelege și am putea să facem treabă împreună. Dar mergând pe picior de forță, a nu discuta, a nu-i băga în seamă pe nimeni, da? Nu e în regulă. Bine, mă, n-ai auzit, e mai bine că n-ai auzit răspunsul ca să nu te influențeze. Eu te întreb totuși, dincolo de vorbele frumos împletite, că ai început să le zici bine, parcă ești parlamentar, te întreb, care-i soluția detensionării din societate a acelor, cum se cheamă, presiuni uriașe care scot oamenii în stradă și încă nu i-au scos pe toți, se dorește a fi mult mai mare ieșirea în stradă, tu știi mai bine ca mine ce spun, și a doua, crearea acelui loc de muncă, generic vorbind, care să asigure, cum spunea Silviu, bă, niște intrări de bani la buget, nu neapărat să o ducem bine, nu neapărat să o ducem normal, bă, să oprim căderea, să oprim coborâșul, Iulică. Păi tot politicienii ăștia frumoși și ai noștri au distrus la un moment dat firmele mici românești. Da? Era o vorbă, avem țărani bogați, avem țară bogată. Clasa de mijloc în România parcă a dispărut. Da? Și asta nu e în regulă. Da? Trebuie să create locuri de muncă dacă vor fac. Da? Poate să-mi dea și mi-au răspuns domnul Prigoană de ce nu putem să facem noi o fabrică de tractoare în România. Nu se găsește nimeni și trebuie să importăm tractoare. Banii aia europeni se întoarcă înapoi. Foarte bună întrebare, stai așa. Iulică. Băi, faceți în așa fel regia să audă și Iulia răspunsurile cu lui Silviu. Vă rog eu, faceți în așa fel să că nu se aud unii pe alții, se mă aud numai pe mine. Ia zi, Silviu, care e răspunsul la întrebarea corect pusă, simbolic pusă de Iulian Surugiu. De ce nu suntem în stare ca populație, ca țară, ca economie, să facem ceva încât să creăm locuri de muncă? Nu să așteptăm investitorii care să vină să ne facă tractoare, că nu or să vină. Domnul Prigoană.
Domnul Barbu, problema e simplă, nu e nimic complicat. Noi eram unii dintre cei mai mari producători de tractoare de pe planetă. Produceam, mi se pare, 3 autovehicole, Dacia, Olsitu și Aro. Produceam camioane sub licență MAN, 2 tipuri de camioane. Produceam locomotive, avioane și avioane de luptă. Produceam la Mizil tancuri, armament la Zărneci și așa mai departe. Pentru integrarea NATO și în comunitatea europeană am plătit prețul nesăbuinței noastre și a trebuit ca să desfințăm tot ce însemna economie și să ne dăm toate resursele pentru voturile unora și altora. De exemplu, acum vrem în Schengen, dăm portul la olandezi și așa mai departe, că nu suntem cretini și idioți și știm în ce lume trăim. Și în principal, în ultimii 20 de ani, 15 ani să nu fiu rău, s-a încercat distrugerea capitalului românesc. Deci sub orice formă, nu trebuia să existe firmă românească de asfaltare, de făcut poduri și podețe, de făcut tractoare și camioane și așa mai departe. Asta e problema, nu e întrebarea de ce nu fac românii, pentru că românii au făcut și fac. Dar dacă încearcă să facă, îi saltă instantaneu ca să vină alții de la Renault să ne învețe pe noi cum să face Dacia. Trebuie să ne cam tâmpiți așa, nu știm cum să face Dacia. Și culmea că Renault are cele mai mari vânzări cu Dacia. Bă, stați un pic, opriți-vă un pic. Și expliteți. Stai așa, Silviule, Silviu, Iulica, stai un pic, că vreau să fac o precizare pentru prietenii mei păsări călătoare de la CNA. Eu dezavuiesc ce spune domnul Prigoană. Nu susțin, nu sunt de acord cu el. Este corect. Complet eronat. Corect. Este foarte bună politica adusă de clasa noastră dominantă de aleșii noștri în ultimii 31. Spun asta că n-am salariu atât de bine pus la punct încât să-mi permit amenziile pe care mi le cocăia. Fapt pentru care eu nu sunt de acord. Aveți vreo dovadă? Aveți, domnul Prigoană, aveți vreo dovadă în sensul celor spuse? Da, manualele de geografie din care învățam eu cât exportam popan, tractoare, sonde, eram cei mai buni la foraj maritim. Ești nostalgic, Silviule, ești un comunist. Nici la CNA. Ești un comunist nostalgic. Da, și eu sunt tot comunist. Viața se întâmplă. Asta e viața, se întâmplă. Și tu ești surugiule. Eu sunt comunist. Și tu ești comunist, surugiule, da? Da, sunt comunist, vreau fabrici și nu înțeleg de ce mama dracului toate statele europene au fabrici și puzine, producții, numai România nu. Am negociat așa ceva cu Uniunea Europeană să nu producem nimic? Băi, vă rog eu frumos, lăsați Uniunea Europeană în pace că aia e salvarea noastră. Vă rog eu. Dar nu-i fac nimic. Da, știu. Bine, am o rugăminte mare la amândoi. Rămâneți 2-3 minute, revin la voi cu atâta drag cum nu știți și sunt convins că abia așteaptă să revin la voi și cei de acasă care se uită la emisiune. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, este un duet rar întâlnit pe micile ecrane. Surugiu Prigoană, revenim. Ne-am întors în direct, stimați telespectatori, cei doi magistrali invitați sunt alături de noi, nu înainte, mergem la ei, dar nu înainte de a vă spune că Dan Barna a făcut aseară o declarație la Digi24, mulțumim colegilor de acolo, am luat informația, întrebat fiind ce se întâmplă dacă premierul României, atenție la ce vă spun, eu n-am mai auzit niciodată în politica din România așa ceva și o cunosc din 1990, ianuarie, perfect, când spun perfect, perfect. De la patrulaterul roșu, semnat la Palatul Elisabeta, fie Țărna Ușoară și lui Vadim, fie Țărna Ușoară și lui Adrian Păunescu, bă, de atunci până azi cunosc politica perfect. N-a existat așa ceva. Atenție mare! Întrebat, ce facem? Mă întorc și eu la 3, poate apăsăm pe cameră și așa, ca să dăm știrea, domnul regizor. Mersi. La inegală, mă. Mă rog. Dan Barna despre o eventuală remaniere. Nu există subiectul ăsta pe agenda guvernului. Fiecare partid are propria sa echipă și e responsabil de performanța acelei echipe. Deci avem 3 partide. Mă rog, 3 structuri. PNL, USR Plus și UDMR. Bă, deci înseamnă că avem 3 guverne într-unul. Nu poate premierul să propună schimbarea unui ministru al USR-ului pentru că USR-ul a anunțat domnul Barna că pleacă de la guvernare. Ascultați-l. Păi, categoric se poate întâmpla lucrul ăsta, dar asta presupune remanierea întregii coaliții. Adică dacă
Nu există varianta în care premierul ia un ministru de la noi cu mâna fără acordul nostru, cum nu există nici varianta ca eu, ca unul din liderii coaliției, să fac acest lucru cu un ministru al PNL-ului. Este o coaliție, coaliția are reguli foarte clare, sunt trei parteneri la masă, fiecare partener are o echipă de miniștri, deciziile se iau în coaliție, sigur că da, asta e funcționalitatea, nu există alta. Adică restul sunt, mă rog, speculații, glume. Fiecare partid are propria sa echipă și este responsabil de performanța acelei echipe. Da, ne-am întors. V-a fost clar, da? Restul sunt glume. Nu poate să schimbe. Cum e, mă, Iulică? Ce ai înțeles din ce a spus domnul Barna sau nu l-ai auzit? Dacă nu l-ai auzit, îți spun eu. Nu poate fi schimbat niciun ministru USR fără ca tot USR-ul să plece de la guvernare. E, întotdeauna Tudore Românul zice așa, lucru amestecat pute. Păi și ce vrei să facem? Puteau să facă să se gândească pentru binele țării și nu se gândească numai pentru funcții. Fiecare ciolaniada lui, toate trei partide, pe fiecare pe felia lui, da? Să apuce cât mai multe locuri, subsecretar de stat, secretar de stat, ministere, miniștri și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, dacă președintele vroia, putea să facă, și dacă voiau și ceilalți politicieni, să facă un guvern de Uniune Națională, cred că la momentul că trecem prin situație grea economică și pandemică, da? Da, s-a terminat legătura Skype, tehnic vorbind. N-am mai putut să o facem. Nu din vina noastră, din vina probabil a Skype-ului pe care îl are Silviu la el în birou, luxosul birou al domnului Prigoană, n-am mai putut. Nu s-a mai putut tehnic să facem legătura cu domnia sa. Vreau să merg la video. Merge mai bine al meu de mașină. Băi, al tău merge, sună, să nu-l de ochi. Stai cu minte pe loc acolo că ai prins o gâlcă de semnal foarte bună. Bă, gândi și mie pe Cezar Preda în video, domnul regizor, cineva. Mă mut acolo, iată-l. Cezare, salut! Salut, Tudor! Am înlocuit cu tâlc. Vedeți că Dumnezeu le așează cum trebuie? Păi aici a fost Prigoană și acum ai Cezar Preda. Nivelul e același, nivelul de impact și de cunoaștere în politică, credeți-mă. Prigoană e în politica mare, direct sau prin interpuși din 1992-93, Cezar e de vreo 25 de ani, 21 de ani, cred eu. Hai că, pe bune, ia zi-mi cum e declarația domnului Barna dacă schimbă premierul... Ai mai auzit de când ești tu, sincer? Dacă schimbă premierul, un ministru din echipa mea pleacă totul sereu acasă și rupem alianța? Acum... Eu am făcut o afirmație acum vreo două zile care a făcut știre de presă privind miniștrii cu pantaloni scurți. Eu acum n-am dat nume acolo, dar ei se arată fiecare zi câte unul așa. Domnul Tudor, așa ceva nu există în politica românească. Aici este singur și nici în politica mare. Aici este un prim-ministru care când s-a constatat că miniștrii sau cei de sub el nu duc la îndeplinire sau nu sunt exact lângă el să-și ducă programul, îi dă afară de nu se vede cu toată mama coaliției și să-l vedeți pe domnul acesta care nici nu putea să-și ridice ochelarii de jos, să-i trebuia cineva să-i ridice ochelarii, cum dă înapoi și cum spune că da, vom înlocui. Cum să spui așa ceva? Eu vă spun că în luna iulie, sigur va fi o remaniere pentru că anul ăsta este unul cei mai grei ani pe care i-am văzut eu în politică, pentru că n-am văzut niciodată de când sunt eu în politică un buget care e făcut, ca să folosesc un cuvânt, sper să fie acceptat, este disperarea noastră a României de a nu ieși din această familie care e Europa. Noi nu mai suntem de capul nostru. Eu ascult foarte multe și eu sunt un patriot. Și dumneavoastră sunteți și naționalist, dar nu mi-o stric pe stradă, e ca dragostea de mamă, nu încep să stric pe stradă că sunt patriot. Însă e clar că suveranitatea României, odată cu acceptarea intrării în acest club unde noi am cerut să intrăm, nu ne-au băgat ei cu forța, înseamnă că am lăsat ceva de acolo. Vreau să oprește puțin, Cezărică. Cezare, oprește puțin. A făcut referire domnul Preda la un moment și mă întreba producătorul emisiunii, mă întreba Alin în cască, dacă să dăm imagini cu... scena aia cu ochelarii căzuți de la pupitru. Nu, au dat-o toți. Nu, ascultă puțin. Nu s-o dăm. O avem, bineînțeles că o avem. Eu am mai spus și îmi asum în fiecare emisiune. Nu vreau să fac audiență pe nimicuri. Ăla este un gest de nimic.
tratat la nivel de nimic, absolut penibil. Singurul lucru pe care vreau să-l precizez este că încă o dată astăzi Rareș Bogdan în presă a ieșit cu un punct de vedere corect, coerent și politic și gazetărește, ceea ce e foarte rar, dar el fiind la origine gazetar, e normal să fie așa. Știu din proprie experiență. Sunt puțini gazetarii care au ajuns în Parlamentul țării și dintre ei și mai puțini cei care au folosit gazetăria în politica românească. Vremelnic unii dintre ei. Oameni buni, Rareș Bogdan a spus astăzi, căutați postarea lui, căutați punctul de vedere, nu-l fac public nici pe ăla pentru că nu dau nici scena cu ochelarii. Dar mare dreptate avea Rareș Bogdan. Băi, când te-ai suit cu picioarele pe Dragnea, când te-ai suit cu picioarele pe Vasilica de la Videle, când te-ai suit cu picioarele pe Ponta, când te-ai suit cu picioarele pe toți ăștia care, pe Iliescu, când te-ai suit... Bă, băiete, nu îți permite luxul acelorași greșeli, acelorași sfidări la adresa unei nații necăjite și ruptă în fund, ca să mă mai dea o dată cârcotașii, că m-au dat cârcotașii că am spus că suntem un popor rupt în cur. Așa e! Cine nu știe românește și nu simte românește, cum spune Preda, bă, să schimbe canalul, să ia telecomanda și să dea, bă, că e măruță sau acces direct sau ceva. Adică sunt emisiuni serioase, nu porcăria asta de-o fac eu. M-ați înțeles ce spun? Iartă-mă, Cezare. Deci, Tudore, dacă îmi spălaș să continui să spună vis-a-vis de ce cred eu că va fi anul acesta. Anul acesta am văzut multe bugete, am participat la votarea lor. Corect. Sau la nevotarea lor. Acesta e un buget cum eu n-am mai văzut. De ce? Pentru că partidul meu își asumă o chestiune de politică și de guvernare cum foarte puțină lume își imagina, acela de a face un buget pentru anii următori, anul 2023-2024, anul ăsta și anul viitor, eu vă asigur că va fi un an greu. Bineînțeles că pe urmă aceștia pe care noi i-am dat la o parte pentru că trebuia să-i dăm, vor veni și vor începe să împartă din nou cu sporuri, cu pensii, cu asta face stânga. Deci în condițiile acestea, când premierul își ia un angajament, când ia toate castanele, ca să nu folosesc un cuvânt popular cum îți place ție, cum crede cineva că și-ar permite ca de lângă el, din coaliție, din ministere, din secretarii de stat, să nu cumva să facă ceea ce cer el? Cezărică, oprește-te un pic, oprește-te doar un pic, te rog. Am o rugăminte mare. Îți mulțumesc mult, Iuliane. Dă drumul, bagă cheia în contact, dă drumul spre casă, circulă cu grijă, că vreau să ajung acasă la copii și la nevastă de Dragobete, să ajung sănătos. Îți mulțumesc mult. Pe tine, Cezar, te rog să rămâi lângă noi. Împreună cu fostul ministru al muncii, cu domnul Budăi, vom continua o discuție pe un subiect extrem de dureros pe care l-a deschis cu multă înțelepciune și extrem de aplicat Cezar Preda, ăsta cu banii și efectul banilor în 2021 asupra nivelului nostru de trai. Revenim imediat!